Bună, sunt Davide, iar în următorul videoclip pe care îl veți viziona va fi o cerere în căsătorie spectaculoasă, organizată de mine și prietenii mei, împreună, bineînțeles, cu Adi Dume. Am ales locul acesta, cetatea Oradea, pentru că în același loc am cerut-o de prietenă, pe Delia, iar acum am organizat un joc al dragostei, împreună cu Adi Dume, bineînțeles, unde ea habar nu are că va fi cerută în căsătorie. Vă doresc vizionare plăcută! Povestea ce-o trăiesc atunci când te privesc, ești tot ce-mi doresc. Eu îți spune mereu, te iubesc mai presus de cuvântul ce rostesc. Nu există ceva mai frumos decât ce trăiesc, oh, oh, oh. Eu îți spune sa. Dacă vă întrebați ce facem, suntem în drum spre a treia locație. Un domn drăguț de la poliția locală ne-a oprit la un interogatoriu. Sperăm să nu întârziem, să iasă totul bine. Doamne ajută! Îți promit tot ce-ar fi lângă tine, mereu voi sta. Locația 3-a. Am ajuns, un pic. Din fericire, am pus pachetul, este chiar acolo, în zona aia. Da? Păi zi de mamă câțiva copii, sperăm să nu fure din ea. Am în vedere că e așa atractiv împachetat. Sperăm să meargă totul. Okay. Ok, ne vedem la locația numărul 5. Prețuiesc orice secundă, o minune orice zi. Și cu sufletul zâmbesc, ești tot ce-mi doresc. Eu îi spune mereu, te iubesc mai presus de cuvântul ce rostesc. Nu există ceva mai frumos decât ce trăiesc, oh, oh, oh. Fetelor, ajuns la locația 5, la pachetul și totul mers ok. Acum le filmează Adi Dume în fața catedralei și noi așteptăm să treacă, să mergem și noi spre locația 6. Aha. Ce vești bune, am văzut băieții de la locația 6. Totul este pregătit, acum au ajuns cu mașina, descarcă literele. Echipa e acolo, suntem pregătiți ca Davide. De fapt, suntem pregătiți și el mai pregătit ca noi să ceară pe Delia în căsătorie. Eu îmi spune mereu, chiar de ploaia și norii, se întrețesc și nu vețorii, mereu lângă tine voi fi. Eu îi spune mereu. Cam așa se vede, filmat neprofesional, toată treaba. Nu suntem Adi Dume, am mai zis, dar avem aparate și noi. Încă puțin. Asta e echipa, așa-ți vine să tot cer fete în căsătorie. Trebuie să ne găsim fiecare câte una. Cât de repede! Doamne ajută la asta toți! Amin! Te iubesc mai presus de cuvântul ce rostesc. Nu există ceva mai frumos decât ce trăiesc, oh, oh, oh. Eu îi spune mereu, Dumnezeu pentru meci ne-a unit cu iubirea sa. Îți promit tot ce-mi fiu în tine mereu voi sta. A, deci am ajuns bine. Curând că ai ajuns la final. 10 minute la discuție să realizez un cadou pentru partener cu obiectele primite. Apoi nu l-am realizat înainte. Let go of this dark.
So give me your blessing, sir. I'll give her all I got. It doesn't look like much, but it sure feels like. Dai, dai, che intro. Oh, hai de capo, ce dai, Steven? Stai cu parola. Echipa, haideți să facem prezentările. Roberto, Marius, prieten, Denis, Ana, încă un Marius, e la modă, Danut, Sami și Flavio. Și Flavio, și eu. Toți împreună l-am ajutat pe Dani. Dragul meu, cu ocazia acestei zile voi încerca să te surprind în mod plăcut, punând pe foaie câteva gânduri. Sunt cea mai fericită și binecuvântată avându-te pe tine alături. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dat, iar acum simt că îți spun că te apreciez enorm pentru tot ceea ce ești tu, dar și pentru ce ai făcut pentru mine până acum și pentru ce știu că vei mai face, iubitul meu. Am emoții. Chiar dacă această zi nu este una deosebit de specială, profit de fiecare moment în care pot să spun ceea ce simt. Au trecut acești 2 ani mai repede decât aș fi crezut și în sfârșit sunt tare emoționată și fericită că a mai rămas mai puțin de un an până vei fi al meu soț. Davide, te iubesc din toată inima, cu multă dragoste, Delia, iubita ta. Așteptând momentul. Mult visat.